Hai, maestri, dă-i la pedală. Nu, mai nu, dar nu, nu în direcție. Bă, băi. Băi, dar acum am mers very normal, mi, capitic. It's very bine katana în mână. Da, să. Hai, mă. Aoleu, mașina mea. Loganul meu. Mamă, dă, că m-am dat jos de aici, că mor în mașina asta. Ei, unde te dai jos fără să plătești? Piticule, plătești repede, scoate portofelul. Bine, cât costă? Normal 5 lei, dar pentru voi că sunteți dragi 100. Bă, cum adică 100? N-am 100. Scoate racheta, scoate racheta repede, că n-avem 100. Ce benzina, ce ne-ai tăt atâta că... Ce benzină, mă? Ce benzină, mă? Ia pleacă acum dacă nu vrei să te împușc. Ia, auzi, bă, eu nu plec aici fără... Nu te mă de aici, mă. Piticule, unde mă mai adus și de data asta? Ce e aici? Păi te-am adus aici la dojo-ul ăsta ca să putem învăța și noi arte marțiale, ca să ne putem apăra de tot ce ne vine în cale. Ce să ne apărăm noi? Că noi știm să ne batem deja, că pe asta facem, ne batem zilnic. Da, dar nu-i bătaie din aia, noi luăm arme și împușcăm tot ce vedem în față. Mamă, păi da, și adică m-ai adus aici în ce țară? În Japonia? Unde suntem? Nu știu, i-am spus la băiatul ăsta să ne ducă la un dojo aproape, cel mai aproape de oraș. Mamă, ia vino aici. Bă, ăștia au apă curată aici, nu-i ca la noi la gârlă. Bă, da, s-a făcut mai frig afară acum în octombrie. Bă, și-i pustiu aici. Îți plecați? Alo, e cineva? Ia bate în lemnul ăsta de aici. Alo, bună ziua. Pare scump, hai să-i dăm un pic așa în el. Care cai, tu ești? Cine ăsta? Care cai? Bă, cine sunteți voi? Păi am venit aici să ne antrenăm la dojo, tu cine ești? Eu sunt maestru acestui dojo. Care e numele tău? Numele meu este Kakashi. Kakashi? Da, sunt cunoscut că l-am antrenat pe Naruto. Nu ne antrenești și pe noi că avem o grămadă de moști și de bombardieri și toate cele care vin după noi și ne bat în fiecare zi. Stop! Ai zis cumva bombardieri? Am să vă ajut cu tot dragul. Haideți cu mine în camera de antrenamente. Bine, băieți! Haideți la primul vostru test în camera de antrenamente. Mamă, dar deja test. Wow. Deja test, eu n-am învățat. Ai învățat la mate ceva? Bă, ce? Păi nu știu cât dăm test, o zis. Nu. Mamă, dar ce băutură? Vreau băutură! Bă, stai, mă, nu spargi geamul. Calmează-te. Pălincă! Nu ne bea pălincă! Nu mai... Bă, dar voi beți pălincă aici, la dojo? Păi, tu cum crezi că supraviețuim frigului? Suntem în munți. În munți? Mamă. Bă, da, aici nu era la 5 minute de oraș. Acum depinde. Ce asta? Acesta este sacul nostru de box. Bă, dar asta e Nemo. A, da, a fost ucenicul meu, n-a fost foarte bun. Na, și ce trebuie să-i faci? Trebuie să dai 5 pumni în 2 secunde. Cu pumni? Dar noi știm să dăm cu rancă, noi nu dăm cu pumni. Arată-i piticule cum ne batem, noi arată-i. 1, 2, 3, 4, 5, gata. Cam încet. Of, 1, 2, 3, 4, 5. Mai rapid! 1, 2, 3, 4, 5. Bă, că tu nu te prea descurci. Tata Motan, încearcă tu. Eu să nu mă descurc? Ia stai că să arăt eu acum ce am făcut eu în armată. Hai, sunteți pregătiți să rămâneți gură cască? Da. Ia, să vedem. Ia. Bam! 1, 2, 3, 4, 5. Ei, parcă a fost mai bine, a fost mai bine. Vezi, piticule, ți-am zis că ai de învățat. A fost mai rapid, cum adică? Ei. Nu, îmi pare rău, piticule. Tu, numai dacă lovești la genunchi. Iată un bomba să se arăte o zi. Nu. E de la anul bombardierilor. Da, e de la anul bombardierilor, nu. Băieți. Acum că v-am antrenat cât de cât, trebuie să vă învăț despre arme. Armele pe care le folosim noi sunt săbile, mai exact, aceste katane, nunchaguri. Aceste arme sunt cele mai folositoare, nu există arme mai bune. Armele de foc sunt inutile. Bă, dar cine era de spate? Ce mă, iar ăsta cu Kiria, mă? Te-a să nu mai vii pe aici! Bă! Așa, unde am rămas? Corect, arma, sabia, katana, este o extensie a ta, este extensia mâinii. Și acum că știți,
va veni ultimul test pentru voi. Ultimul test? Da. Testul bombardierului. Trebuie să ne omorâm între noi? Și doar unul rămâne în viață? Nu, 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 nu. Ba trebuie să vă bateți cu doi bombardieri. Cu doi bombardieri? Doi bombardieri. Nu cred că putem face față. Ba, sigur că puteți. V-am învățat tot ce știu. Atâta știi? Am un... Ce să-i faci? Nu-ți plăti destul pentru asta. Haideți după mine. Băieți, acestea sunt cei doi bombardieri cu care trebuie să vă bateți. Mamă, mă, dar la ce-o pățit? Bă, dar ăla-i tremură picioarele. Voi, ce trebuie să știți? Sunt două tipuri de bombardier. Aoleu. Este bombardierul OG, cel care ascultă rap cu mesaj în Opel. Acesta ascultă manele, bombardierul rupt de foame. Aha. Bă, dar și noi suntem rupți de foame. Ei, nu contează, să mănâncă pariză și bea șampanie la cluburi. Acum, să vă văd! Hai, piticule, scoate katana, dă-le! Hai! Mă, da cu laser, dă-i! Bă, ce-i cu băiatul ăsta? Bă, dă-i, dă-i și ăla, dă-i că îi dau cu shurikenul. Dă-i că trage cu arma noi. Gata, l-am nimerit. I-am bătut, i-am bătut pe bombardieri. Foarte bine, băieți, sunt foarte mândru de voi. Mulțumim. Acum că ați trecut testul bombardierului, ultimul test, va trebui să vă bateți cu răul suprem. Omul cu chiria? Omul cu chiria. Oh, nu. Nu. Bă, dar nu l-ai bătut deja? Nu, acela a fost doar unul din oamenii lui. Adevărat, om cu chiria stă într-un castel. E bogată, mi-a chiria de pe mine, mă face lefter. Hai, suntem pregătiți, am învățat artele catanei, artele cu naiul. Mă, stai pe, dar noi mai avem bani de taxi. Ai niște bani să ne împrumuți. Aceasta nu e problema mea. Hei, stai pe loc! Prinde-l, prinde-l, ceri bani de taxi. Acum, suntem pregătiți. Cine mai ești tu? Mai ești tare în gură. Hai, maestri, dai la pedală. Piti. Hai, băieți, că urcă! Mamă! Hai, mamă, urcă! Dar câți cai are sub capotă dubița ta, Kakashi? Aoleu, băieți, aoleu! Cred că trebuie să împingeți. Piticule, împinge de acolo, din spate, mai ești. Haide, că împing eu, haideți! Hai, împinge! Hai, împinge! Ia ce mere! Mamă, ce urcă! Am și ajuns? Am ajuns, băieți. Băi, unde am ajuns? Hai, Kakashi, trebuie să ne ajuți. Hai, acest e clanul bombardierilor. Dar cine-i doamna asta? Domniță, ce vreți de la noi? Acum de aici. Aoleu. Aoleu, hai să ne pregătim armele, băieți. Hai, băieți, trebuie să ne batem cu bombardierea. După mine. După tine, hai, da? După acolo. Maestru. De doi am scăpat. Haideți, faceți liniște. Facem. Uită-te ce mașini au. Uite un bombardier. Bă, sunt bombardieri nou. Ce te-am învățat? Arta sabiei. Haide! Bombardierilor, muriți. Muriți, bombardierilor, muriți. Muriți, bombardieri, muriți. Gata, am murit pe toți, o mai rămas doar unul. Cine ești tu, bombardierule? Ați venit să plătiți taxa? El este omul cu chiria! Tu erai cu chiria? Da. Să știi că n-am să-ți dau chiria. Băieți, ce v-am învățat? Piticure, sar la el, sar la gât. Nu! Au! Dă-i! După el! Nu mai putem să facem față. Maestri, ce fac? Aoleu, am murit, maestri. Ajutor. Ajutor, stai, nu mai gata, m-am... Stai, gata, ne predăm, gata, stop, ne predăm. Ne punem în genunchi, gata. Acum taxa. Piticule, ce taxă? Că nu e vina noastră. Taxa. Da, taxa, stai. Vezi mașina aia de acolo? Ți-o dăm ție cadou. E fier vechi, cum îți place, domnule bombardier. Bă, domnule bombardier. Nu. Ha, fraiere, hai, du-te. Salut. Mamă. Bă. Băieți, vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc. Care cai n-ar fi făcut asta pentru mine. Nicio problemă, maestre, dar ai băut cam mult, nu crezi? Mult? Asta e încălzirea. Aoleu. Mamă, hai să-l ducem pe maestru la culcare, că nu mai poate să racui. Aoleu! Nu! Cine? Cine a fost? Ești de acolo! Cine?
E bombardierul! Repede, trage, dă-i! Da, bombardiere! O muri bombardierul, gata! Da, unii maestru. Da. Maestre. Maestre! Maestre! Maestre, maestre! Nu, maestre! Nu, maestre! Băieți! Da. Băieți! Nu vă faceți griji. Spune-ne ce să facem, maestre, spune-ne. Trebuie să nu uitați. Capul tăiat, sabia nu-l taie. Mamă, ce cuvinte înțelepte, ne-a zis maestru. Bă, dar nu furăm și noi săbile și armele de pe aici, de la dojo? Ba da, hai. Bun, hai, piticule, ai strâns toate armele alea, care mai bun că le-ai găsit. Am pus tot. Bagă, împinge la de asta, împinge la că nu intră bine, că nu mai încap. Lasă acolo. Ce s-a auzit? Ce crezi faceți? Bă, bombardieri, bă. Bă, dar n-a scăpat de ei. Nu scăpați de noi, eu. Am supraviețuit. Eu sunt puternic, voi sunt slabi. Vă mur, maestru. Acum nu aveți ce să-mi faceți. Mare că n-avem ce să facem. Păi simt. Omorăm acum. Au! Aoleu, piticule, ești bine? Nu! Repete, piticule, urcă repede că ne-a făcut mașina, ne-a făcut toată muniția. Trebuie să luptăm! Piticule, ajută-mă că ard aici, vino cu să mă ajut. Au! Acum vin. O, nu, tata Motan. Văd că mai vin elicoptere și mașini de bombardier. Ce facem acum? Ridică-te. Eu nu mai pot, piticule, mi-ar plămâni. Du-te fără mine. Du-te și adu-te. Nu am cum să lăs aici. Trebuie, eu nu mai pot să mă ridic. Bine, pa. Stai, mă, vino și ia-mă și pe mine. Cum, pa? Păi, ce-i asta, bă? Ce fel de parteneri suntem noi? Hai, bă, scăpăm rapid aici. Bine, mă, sparge poarta asta.